Casa lui Dumnezeu, cel mai frumos salut pe care oamenii după ziua învierii Domnului Iisus Hristos să salutau, cu ce să spunem și noi în dimineața zilei de astăzi, Hristos a înviat. El este viu în vecii vecilor. Din de 40 de zile oamenii să salute cu acest salut frumos. Ne apropiem peste câteva zile de înălțarea Domnului Iisus Hristos, mare sărbătoare pe care a avut o loc pe muntele măslinilor. Și dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El să cerceteze orice inimă în parte. Amin. Mulțumim Domnului pentru că suntem sănătoși, suntem în casa Domnului. Avem frata noștri care trec prin suferință pe la spitale, am auzit la oara de rugăciune și bine să venim înaintea Domnului, să-i aducem înaintea Domnului, să chemăm numele lui Dumnezeu peste noi, peste biserică. Dacă la oara de rugăciune ne-a vorbit Dumnezeu și noi i-am spus durerile noastre, Duhul Sfânt ne-a confirmat. Acum să spunem cum a vorbit odinioară tânărul Samuel. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Și dacă n-ascultăm, e bai de noi, să știți. Amin. Dar și-a dorim ca Duhul lui Dumnezeu, El să ne cerceteze și El să fie în viața noastră. Amin. Așa cum stăm înaintea Domnului, ne rugăm Domnului cu toții. Fratele Pătru Dobre va cere binecuvântare peste cuvântul lui Dumnezeu, peste lucrarea Domnului. Iar fratele Daniel va citi din cuvântul lui Dumnezeu, iar după citirea cuvântului, fratele Daniel Dumbravă va mulțumi Domnului, va veni înaintea lui Dumnezeu și toți să chemăm numele Domnului. Amin. Amin.